onorați invitați, doamnelor și domnilor, bine ați venit la democrația alegerilor în Moldova după 30 de ani. Un eveniment organizat chiar de Ziua Internațională a Democrației și în cadrul căruia vom discuta astăzi despre rolul alegerilor în dezvoltarea democrației Republicii Moldova după 3 decenii de independență. Tot astăzi, de fapt în câteva minute, aflați cele mai noi și cele mai interesante date din analiza de gen, parlamentare 2021. Evenimentul de astăzi este organizat de Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, în cadrul proiectului PNUD, Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat cu suportul financiar al poporului american, oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Acum, despre rolul alegerilor în cei 30 de ani de existență a Republicii Moldova, va vorbi domnul Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale. Domnule Cimil, vă rugăm. Ce au însemnat alegerile și care a fost contribuția procesului electoral la cei 30 de ani de existență democratică a statului Republica Moldova? În primul rând, aș dori să salut participanții în cadrul evenimentului intitulat Democrația alegerilor în Moldova după 30 de ani, organizat de către CEC și CIGD, cu suportul PNUD Moldova și USAID Moldova. Cele 3 decenii de existență au fost marcate de eforturile implementării unei democrații caritative, autentice, în spiritul marilor democrații. Ori, alături de suveranitate, votul universal este celălalt principiu de bază al funcționării democrației. Respectarea dreptului cetățeanului de a alege și de a fi ales, în cadrul unui scrutin liber, corect și transparent, este unul dintre indicatorii înalți ai funcționării democrației într-o societate. De aceea, într-o democrație tânără, așa cum este cea a Republicii Moldova, rolul Comisiei Electorale Centrale este unul edificator datorită sarcinilor complexe pe care instituția și le asumă și le îndeplinește în ceea ce privește garantarea și respectarea drepturilor electorale ale cetățenilor. De unde și prioritățile instituției pe care o reprezint. Organizarea unui proces electoral democratic, corect, transparent și modern, creșterea gradului de cultură electorală, juridică și informațională a cetățenilor și sporirea profesionalismului organelor electorale de orice nivel și pe cel al funcționarilor electorale. Democrația în statul Republica Moldova se implementează inclusiv prin activitatea CEC, instituția care de la fondare este responsabilă de realizarea politicii electorale, prin aplicarea unitară a legislației în domeniu și de organizarea și desfășurarea scrutinilor de orice tip. De unde și misiunea de asigurare a condițiilor optime pentru punerea în aplicare a dreptului constituțional al fiecărui cetățean de a alege și a fi ales în cadrul alegerilor libere prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. În toată perioada sa de activitate, Comisia Electorală Centrală, împreună cu partenerii de dezvoltare, a asigurat accesul la procesul electoral, a demonstrat deschidere față de toți subiecții implicați în acest proces, prin transparență și corectitudine. Cu un parcurs receptiv și inovativ, răspunzând solicitărilor și necesităților alegătorilor, aplicând metode și tehnologii moderne, Comisia sporește în permanență calitatea procesului electoral. Or, metodele alternative de votare sunt un imperativ al democrației noastre, în condițiile în care o mare parte din cetățenii noștri cu drept de vot se află peste hotarele țării și formează diaspora. Încă orientarea către cetățean, interesul public și relațiile eficiente cu toate elementele constitutive contribuie la consolidarea democrației și sporește încrederea în autoritatea electorală. De la adoptarea sa în anul 1997,
Codul electoral a suportat numeroase modificări menite să consolideze caracterul democratic al alegerilor, toate efectuate în urma experienței acumulate după desfășurarea scrutinilor, a implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția și a celor formulate de misiunile naționale și internaționale de monitorizare a alegerilor. În procesul de dezvoltare a sistemului electoral și în cel de consolidare a democrației, activitatea CEC se axează pe independență, imparțialitate, transparență, echidistanță, credibilitate, receptivitate, inovație, profesionalism, competență, incoruptibilitate și orientare spre cetățean. Îmi doresc ca toate aceste criterii să perpetueze indiferent de regimurile politice sau care de dezvoltare aleasă de factorii decidenți ai tinerii noastre democrații. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Cimil. Și mergem în continuare conform agendei pe care o avem astăzi pregătită pentru evenimentul organizat de CEC, CIGDE, PNUD și cu suportul USAID Moldova. Așa cum vă spuneam mai devreme, Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, cu suportul PNUD și USAID Moldova, lansează cea de-a șaptea ediție a setului de infografice post-electoral, care include numărul de femei și bărbați implicați și implicate sau participanți și participante în organizarea și desfășurarea scrutinului din iulie 2021. Analiza de gen pentru alegerile parlamentare anticipate de anul acesta va fi prezentată în continuare de Sandu Școdin, consultant superior, în cadrul Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass Media a CEC. Sandu, te rugăm. Stimată audiență, bună ziua! În continuare voi prezenta un sumar al analizei de gen realizat pentru alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, precum și unele date comparative cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2020 și alte scrutine desfășurate anterior în Republica Moldova. În mod tradițional, analiza a fost realizată pe câteva blocuri. Astfel, veți găsi date cu privire la managementul electoral, instruirea subiecților electorali, observarea alegerilor, concurență electorală, dar și o analiză comparativă a participării la votare. De asemenea, analiza conține și date dezagregate privind participarea alegătorilor din mediul rural, urban, aflați peste hotarele țării, un clasament al localităților și secțiilor de votare care au înregistrat cea mai înaltă sau cea mai scăzută rată de participare, precum și informații structurate după criteriul de vârstă și gen al alegătorilor. În urma modificării componenței Comisiei Electorale Centrale din iunie 2019, proporția bărbaților în rândul membrilor a rămas neschimbată, ea fiind de 100%. Totodată menționăm că în cadrul aparatului de lucru al Comisiei, femeile constituie 61% din numărul total de funcționari ai CEC. Ca și în scrutinele anterioare, bărbații sunt subreprezentați în rândul organelor electorale inferioare, în special în cadrul birourilor electorale. Totodată, se atestă o creștere a proporției femeilor atât în numărul total al membrilor consiliilor electorale și birourilor electorale, cât și în funcțiile de conducere ale acestor autorități. Realizând o analiză comparativă, constatăm că numărul femeilor alese în funcția de președinte al consiliilor electorale a crescut cu 13,05% față de scrutinul parlamentar din 2019 și cu 7,05% față de alegerile prezidențiale din 2020. În cadrul birourilor, numărul de femei alese în funcția de președinte a scăzut cu 1,35% față de alegerile prezidențiale din 2020, dar este mai mare cu 4,65% față de datele din cadrul scrutinului parlamentar din 2019. Pentru alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral a instruit în total peste 6.000 de persoane, dintre care circa 84% au fost femei. Observăm o scădere constantă a numărului bărbaților instruiți în cadrul consiliilor electorale, dar și o scădere a numărului de bărbați instruiți în cadrul birourilor electorale, cu 7,4% față de datele din cadrul alegerilor prezidențiale din 2020 și cu 1,5% față de alegerile parlamentare din 2019. Alegerile parlamentare începate din vara 2021 au fost monitorizate de 2.443 de observatori naționali și internaționali,
dintre care 44,41% au fost femei. În comparație cu scrutinul parlamentar precedent din 2019, numărul total al observatorilor a scăzut considerabil, de la 4.165 în 2019 la 2.443 în 2021. O cauză importantă a acestei scăderi este și faptul că alegerile s-au desfășurat în condițiile pandemiei COVID-19. Numărul observatorilor naționali a fost de 1.800, dintre care peste 48% au fost femei, cu 1.589 mai puțin decât la scrutinul parlamentar precedent. Iar față de 776 în 2019, în 2021 numărul celor internaționali a fost de 643, dintre care peste 33% au fost femei. La alegerile parlamentare anticipate din 2021 au participat 23 de concurențe electorale, dintre care 20 de partide politice, 2 blocuri electorale și un candidat independent. 4 partide politice înregistrate în cursa electorală au avut femei primele pe lista candidaților. De asemenea, pe primele 5 locuri în listele de candidați ale concurențelor electorale, aproape 28% au fost femei. În acest slide puteți urmări o analiză comparativă a poziționării femeilor și bărbaților pe listele de candidați în cadrul alegerilor parlamentare începând cu anul 1998, în care putem vedea o creștere a numărului femeilor pe primele 5 poziții. În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 2021, următorul slide. În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 2021, a fost înregistrată o participare mai mare a alegătorilor față de scrutinul parlamentar din 2019, dar și față de turul întâi al alegerilor prezidențiale din 2020, cu o prezență mai mare tradițională a femeilor, care a constituit circa 53%. Numărul tinerilor cu vârsta de 18 ani care au participat la alegerile parlamentare anticipate din 2021 a fost de peste 15.000, ceea ce constituie 49,22% din numărul total de alegători de această vârstă. Aici observați care este participarea bărbaților și femeilor în mediul rural și urban, raportat la numărul de alegători înscriși pe liste. În ambele medii, femeile au avut o participare mai activă. În acest grafic puteți vedea participarea alegătorilor pe diferite categorii de vârstă. Cifrele, din primul rând, reprezintă ponderea participării fiecărui grup raportat la numărul total de alegători ce au votat. Iar pe rândul al treilea puteți vedea procentul participării raportat la numărul total de persoane din fiecare categorie de vârstă. Mai sus observați numărul de alegători care sunt înscriși în liste pe fiecare categorie de vârstă. Astfel, cei mai mulți alegători înscriși incluși în listele electorale au o vârstă cuprinsă între 26 și 40 de ani. Din numărul total de alegători, cei mai activi au fost cei cu vârsta de 56-70 de ani, circa 30%. În cadrul categoriilor de vârstă, cea mai mare pondere a participării în cadrul scrutinului parlamentar din 2021 au avut alegătorii cu vârsta cuprinsă între 56 și 70 de ani, având cifra de 70,38%. În privința raportului de gen, la toate categoriile de vârstă domină femeile, ponderea acestora crescând odată cu înaintarea în vârstă. În acest grafic puteți vedea o statistică cu top 10 localități cu cea mai înaltă rată de participare din mediul rural. Astfel, cea mai înaltă rată de participare a fost înregistrată în comuna Corjova, raionul Dubăsari, de circa 96,2%, și de asemenea puteți observa care este ponderea participării femeilor și bărbaților. În acest slide sunt top 10 localități cu cea mai înaltă prezență la votare în mediul urban. Un slide în spate. În mediul urban, și anume a fost înregistrat în orașul Cricova, municipiul Chișinău, de circa 57,8%. Mai multe detalii veți putea găsi în analiza care este publicată sau ulterior va fi publicată sau în broșurile care au fost distribuite. Acum vă voi prezenta câteva cifre și analize cu privire la votarea în afara țării. Astfel, pentru alegerile parlamentare anticipate din 2021 a fost atestat cel mai înalt număr de înregistrări prealabile.
Comparativ cu datele din cadrul alegerilor prezidențiale din 2020, cifra a crescut cu peste 70%. Cele mai multe solicitări au fost pentru votarea în Italia. Reprezentarea de gen în număr total de persoane ce s-au înregistrat prealabil a fost destul de echilibrat, după cum vedeți și pe grafic, dar totuși pentru anumite țări această proporție diferențiază. De exemplu, pentru Italia, Federația Rusă, România, Spania, Canada, majoritatea persoanelor care s-au înregistrat au fost femei. Iar în cazul Marii Britanii, Germaniei, Franței, Statelor Unite ale Americii și Irlandei, mai activi au fost bărbații. Față de alegerile parlamentare din 2019, în afara țării au participat cu peste 135.000 mai mulți alegători. Totodată, dacă la scrutinul parlamentar din 2019 procentul alegătorilor femei a prevalat puțin, atunci la alegerile parlamentare anticipate din 2021 au fost o mai mare pondere a bărbaților. Din număr total al votanților în afara țării, cei mai activi au fost cei cu vârsta cuprinsă între 26 și 40 de ani, ei constituind 49,7%, pe când, în analiza tuturor alegătorilor prezenți la vot, această categorie a avut o reprezentare de sub 30%. Totuși, observăm o mai bună participare în afara țării a alegătorilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, participarea fiind de 12% față de 8% înregistrați pe circumscripția națională. Astfel, putem concluziona că sporirea participării la alegeri pe circumscripția națională în rândul tinerilor, în comparație cu scrutinele anterioare, se datorează în mare parte prezenței mai mari a acestora în secțiile de votare deschise în afara țării. Un top 5 al țărilor cu cel mai înalt nivel de participare la votare a fost Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, România. În diferite state, ponderea femeilor și bărbaților care au votat este diferită. Dacă în Italia majoritatea alegătorilor sunt bărbați, atunci în România majoritatea sunt femei. Totodată, Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat nicio secție de votare care și-ar fi epuizat buletinele de vot. Pe partea dreaptă a slide-ului, puteți vedea un top 10 a secțiilor de votare care au fost cele mai aglomerate, locul întâi fiind ocupat de secția numărul 40 din orașul Paris, Franța, care a înregistrat 4.109 alegători. Astfel, în Parlamentul ales al Republicii Moldova sunt 40 de femei și 61 de bărbați, fiind cel mai mare și cel mai important rezultat din punct de vedere al egalității de gen în istoria legislativului țării. Pentru comparație, în primul parlament, cum vedeți în acest grafic, în primul parlament a Republicii Moldova în perioada 90-94, femeile constituiau 3,7%, iar în parlamentul ales în scrutinul din iulie 2021, 39,6%. Conform rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din iulie 2021, trei concurențe electorale au depășit pragul electoral. Este vorba despre Partidul Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate, cu 63 de mandate, dintre care 25 de mandate aparțin femeilor. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, cu 32 de mandate, dintre care 13 fotolii au fost ocupate de femei. Și Partidul Politic Șor, cu 6 mandate, dintre care 2 femei au fost alese. Analiza completă o puteți consulta în broșurile distribuite, precum și pe pagina www.cec.md, la rubrica Biroul de Informare, sub rubrica Studii și analize. Tot aici veți găsi analizele din perspectiva de gen, care au fost realizate începând cu scrutinile desfășurate din 2014 până în prezent. Vă mulțumesc! Sandu, și noi îți mulțumim foarte mult pentru datele pe care le-ai prezentat. Adițional, voi face un teaser pentru presă, așa cum se obișnuiește în jurnalism să se folosească acești termeni, spunându-vă că la aceste alegeri, da, știm deja că au fost alese 40 de femei în calitate de deputate, dar noutatea pe care o aflați din infograficele privind analiza de gen este că am avut 837 de femei pe listele de candidați ale celor 23 de concurenți politici, concurenți electorali. Prin urmare, o cotă de 46,73%, ceea ce ar însemna, în concluzie, că toți concurenții electorali, sau aproape toți, au respectat acea cotă de gen obligatorie adoptată de Parlament în codul electoral. Și nu numai că e vorba de 40% candidați de același gen dintr-o listă de candidați, dar e vorba și de
4 din la fiecare 10 din lista de candidați. Am ajuns, iată, la zilele în care putem să spunem că, în sfârșit, cota de gen nu mai este un subiect de discuție în alegeri, în campania electorală și este respectată întru totul. Sperăm că așa va fi și la scrutinele din 2023, 2024 și, respectiv, 2025. Noi, în continuare, conform agendei, vom vorbi despre digitalizarea proceselor electorale și vom face asta cu Alexandru Balmoș, șeful Direcției Tehnologii Informaționale CEC. Alexandru, te rog să vii în față și să iei un microfon de acolo și să pui masca corect. Așa, mulțumesc. Și uite, am o întrebare pentru tine, cum dorești, te așezi, rămâi așa, avem o discuție liberă, ce dacă suntem online și ne vede nu numai Moldova, dar și cei din străinătate care sunt interesați de subiectul nostru de astăzi. O întrebare și voi folosi o hiperbolă, la câți ani lumină e distanță sistemul informațional al CEC acum față de acum 3 decenii? Mersi de întrebare. O să-ți răspund altfel. De fapt, o să vă rog pe toți să vă imaginați un pic anul 2030, 2030, când... Și microfonul mai aproape, te rog, da, să ne audă și cei care ne urmăresc online, mulțumesc. Când, accesând portalul Comisiei Electorale Centrale, o să puteți avea acces în regim real, nu doar la infograficele prezentate de colegul meu anterior, dar și la o mulțime de alte informații, cum ar fi repartizarea aceasta pe localități, în regim real, la orice moment de timp, distribuirea banilor în cadrul finanțării partidelor sau cheltuielilor partidelor, informații despre gen, vârstă a tuturor funcționarilor electorali, a tuturor candidaților, participanților la toate procesele electorale și cu istoric în trecut, pe parcursul a multor alte scrutinii. Imaginați-vă că ați putea, pe lângă aceasta, să aplicați semnătura electronică și să vedeți istoricul dumneavoastră pe parcursul tuturor scrutinilor, astfel că o să puteți ști dacă cât de clar o să vă fie când o să vedeți de câte ori ați participat la scrutin, de câte ori nu ați participat, de câte ori ați finanțat vreun partid sau altul, de câte ori ați candidat sau de câte ori ați fost funcționar electoral. Și înțeleg că acesta este un lucru de perspectivă. Desigur. Vorbim despre un plan pe care îl are direcția IT a CEC-ului. Da. Am spus. Imaginați-vă un timp apropiat. Imaginați-vă că pe lângă aceasta, în ziua alegerilor, nu veți mai fi obligați să mergeți într-o zi la secția de votare, să stați în rând, să aplicați buletinul pe hârtie, ci o să puteți vota timp de o săptămână, oricare din zilele pe care le doriți. O să puteți vota prin poștă sau, aplicând semnătura electronică, o să puteți vota online, pe un portal, cu vot electronic. De ce spun să vă imaginați tot asta? Pentru că asta este real. Este foarte real de realizat. Noi avem deja în plan o mulțime din aceste activități și, mai bine spus, noi am ajuns deja la o automatizare a proceselor în cadrul instituției atât de aproape de realizările acestea, încât este un lucru inevitabil. Avem astăzi o mulțime de sisteme în cadrul instituției care colectează, care dețin toate informațiile acestea despre alegători, despre candidați, despre partide. Avem... Și de fapt, ceea ce aș vrea să adaug aici este că și datele din analiza de gen, cele pe care ni le-a prezentat Sandu mai devreme, o parte din ele sunt disponibile deja în ziua alegerilor și oricine poate să le acceseze și să le urmărească și să vadă în timp real câte femei, câți bărbați participă, ce vârstă au alegătorii, de unde vin, din diaspora sau sunt de aici, din Republica Moldova și așa mai departe. Sunt date accesibile, ori asta și înseamnă transparența alegerilor?
Exact. Ăsta e scopul de bază a digitalizării proceselor. O cât mai mare transparență și o cât mai mare accesibilitate a tuturor proceselor pe care le realizează. E un serviciu. E un serviciu prestat de o instituție publică. Serviciu de a organiza alegeri. Și trebuie să-l prestăm cât mai calitativ și cât mai accesibil pentru toți. Alexandru, eu îți mulțumesc foarte mult. Te rog mult să iei loc înapoi în sală și mult succes în ceea ce își propune Comisia Electorală Centrală să realizeze. E o misiune grea, a fost și anii trecuți, dar iată, culegem rezultate de la CEC și aici mă refer în special și la acel instrument de înregistrare prealabilă. Cetățenii s-au obișnuit deja cu acest instrument și la diaspora.cec.md, instrumentul care oferă posibilitatea să găsiți cea mai apropiată secție de votare dacă vă aflați în străinătate. Așadar, Alexandru, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Și în continuare îi invit aici în față pe autorii infograficelor, designerii care le-au realizat. Este vorba despre Dan Nicorici și Vlada Popa. Este echipa pe care prima dată i-ați văzut, cel puțin în formatul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, i-ați văzut la atelierul de creație VotArt în 2019, atunci când acești doi tineri au creat personajul motivațional cu care ne-am obișnuit deja pentru trei scrutine consecutive, 2019, 2020 și 2021. Este vorba de acel elefantul din cameră și pe care l-ați văzut la fiecare secție de votare, cum am spus, la ultimele trei scrutine. Haideți niște întrebări destul de simple pentru voi, pentru că ați avut o lună plină, cel puțin o lună, ați muncit la realizarea acestor infografice și, apropo, este a doua ediție de infografice pe care o realizează și am să vă întreb cum a fost de această dată să lucrați la infograficele privind analiza de gen. Da, bună ziua, Mihaela! Noi când am început să lucrăm la aceste vizualizări de date, am vrut să pornim de la conceptul să unificăm fanul cu funcțional, să fie, ele să fie fan și să fie funcționale. Astfel, împreună cu CEC și cu UNDP, am luat aceste date, dezagregate pe femei, bărbați, urban, rural, regiuni, diaspora sau... Nu aceste date, ci o mulțime de date, pentru că Excel-ul pe care îl primiți este foarte, foarte plin de date, numere și procente. Da, un Excel plin de date și am încercat să le dăm formă, să le facem... să le modelăm astfel încât publicul larg să poată să le vizualizeze într-un mod mult mai accesibil și să poată să facă concluzii. Și aceste concluzii poate să le facă în urmă după ce publicul observă unele trenduri. Și de fapt asta a fost și un challenge pentru noi, să observăm aceste trenduri care nu sunt vizibile cu ochiul liber când te uiți la datele din tabel, să le modelăm vizual și să le facem vizibile și pentru cetățeni și pentru public. De exemplu, cu înregistrările prealabile despre care a vorbit Mihaela, care an de an cresc, sau că în 2001 la alegeri nu am avut nicio femeie cap de listă, că în 2021 să avem tocmai 4 femei care au fost cap de listă. Și un alt challenge a fost să arătăm matematic corect toate aceste grafice, să arătăm fiecare procent, să nu scăpăm nici o femeie și nici un bărbat, astfel încât aceste grafice să nu înducă în eroare și să arate rezultatul real de cum votează cetățenii. Și mi-a plăcut foarte mult cu colegii de la CEC au spus că vor să digitalizeze aceste date, ca ele să fie accesibile pentru toți oamenii în mod real și la fiecare scrutin să le vedem în dată pe platformele lor. Mersi. Mulțumesc, Dan. Și următoarea întrebare bănuiescă pentru Vlada. Te întreb, de ce anume această gamă cromatică? Aveți vreo explicație? Pentru că practic aceeași gamă cromatică a fost folosită și la analiza de gen anterioare prezidențiale 2020. Da. Noi când am început lucrul pentru prima broșură în 2020, prima sarcină a fost să găsim cum să evidențiem și să diferențiem seturile de date pentru femei de cele pentru bărbați și am decis să mergem pe
un grup de culori de roșu și să alegem culorile complementare acestor grup de culori, care sunt albastru și verde, cum puteți vedea în broșură, pentru că prin acest contrast este mai ușor de navigat prin broșură și datele se citesc mai bine. Și anume, diferențele dintre infografice se văd mai clar. Eu vă mulțumesc mult în numele întregii echipe și a CEC și a CICDE și a UNDP pentru munca depusă de voi în realizarea acestor infografice și sper că rămâneți cu noi până la sfârșitul evenimentului să ne urmăriți atent. Mulțumim mult! În continuare, urmează să discutăm despre educația electorală. De ce este atât de necesară și cum să o dezvoltăm? Și primul răspuns ne-l dă doamna dr. Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, care vine cu un mesaj video. Votul și participarea la viața publică presupun o serie de competențe care necesită a fi dezvoltate la o persoană. Vorbim despre concepte precum democrația participativă și cetățenia activă. Dar ce înseamnă în esență ele? Într-o democrație participativă autentică, cetățenii vor lua parte la decizia publică, iar autoritățile își vor consulta deciziile cu aceștia și vor avea o activitate transparentă. Cetățenia activă, pe de altă parte, înseamnă să ai puterea fără să fii politician. Și acum să ne întrebăm, putem cere de la oameni să se implice, să semnaleze problemele pe care le observă, să se informeze din surse diverse și să gândească critic, dacă nu i-a învățat nimeni să o facă? Cui revine această obligație și când ar trebui de început? Noi credem că formarea unor cetățeni activi trebuie să înceapă din fragedă copilărie și să continue pe tot parcursul vieții. Începem cu lucruri aparent minore, personale, precum ar fi să permitem copilului libertatea de a decide cu ce se îmbracă la grădiniță sau la ce activități extracurriculare participă. Și ajungem la lucruri mai mari, cu impact asupra comunității, precum votul, participarea la referendum sau monitorizarea cheltuirii banului public. Principiul de funcționare este același. Analiza opțiunilor, filtrarea informațiilor disponibile, luarea unei decizii și asumarea consecințelor. Astăzi, de Ziua Internațională a Democrației, vă invit să celebrăm cei 30 de ani de educație electorală. Sunt 30 de ani în care cetățenii Republicii Moldova învață să-și exprime voința prin alegeri libere care au loc în mod periodic, prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. La baza voinței alegătorului stau factori obiectivi și subiectivi. Unul dintre factorii obiectivi este educația. Un alegător educat va fi capabil să-și formeze o opinie bazată pe argumente. Va ști ce oportunități îi atribuie statutul său de cetățean sau cetățeană și cum să participe la toate etapele procesului decizional. Noi, la Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, știm că educația alegătorilor este un proces continuu. Mai mult, noi credem cu tărie că democrația poate fi învățată. Încă din 2015 desfășurăm în mod coerent și constant educație electorală pentru toți. Complexitatea abordării, în mod evident, crește odată cu vârsta persoanelor vizate, de la preșcolari și până la vârstnici. Neschimbată însă rămâne dorința noastră de a contribui la formarea culturii electorale a populației, precum și angajamentul nostru pentru valorile democratice. Utilizăm metode diverse pentru a stârni interesul publicului pentru alegeri. Sesiuni de sensibilizare, lecții publice, ateliere de simulare a alegerilor, benzi desenate electorale, campanii mobile, jocuri intelectuale, jocuri de masă, concursuri de eseuri sau chiar vlogging electoral.
Educația electorală nu poate și nici nu trebuie să fie pusă în sarcina unei singure instituții. Aceasta este un efort comun al familiei, școlii, comunității, societății civile și instituțiilor statului. Ne bucurăm că, datorită susținerii partenerilor și în speță a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, putem să acționăm ca un centru de gravitație pentru inițiativele de educație electorală din țară. Mulțumim, doamna Doina Bordeianu, pentru acest mesaj și rămânem la tema educației electorale. Și de data aceasta o invităm pe doamna Loreta Handrabura, doamna doctor Loreta Handrabura, să ne vorbească nu despre analiza de gen, cu care ne-am obișnuit, să ne vorbească la alte evenimente, chiar și la cele de lansare a infograficelor pentru alte scrutine, ci de data aceasta doamna Loreta Handrabura ne va vorbi despre viitorii alegători, conștienți și responsabili de votul lor. Așadar, doamna Handrabura este una dintre autoarele studiului privind educația electorală, atribut de bază al cetățeniei într-o democrație participativă și reprezentativă, studiu care va fi prezentat în curând de către CIGDE și PNUD. Fiți alături de noi și veți vedea și cu ce vine acest studiu. Dar până atunci, iarăși un teaser, doamna Handrabura ne povestește. Bună ziua tuturor, celor prezenți fizic și celor virtual. Într-adevăr, deoarece studiul este provocarea pe care vă lansăm și eu chiar aș invita-o pe Doina să vină aici alături, că s-ar putea la un moment dat să stau și eu alături de tine. Vreau să exprim câteva gânduri pe titlul pe care l-a enunțat doamna Gherasim, viitorul elector și nu doar, dar viitorul tânăr și tânără care vor vota pentru prima dată, cum reușim să le educăm conștiința importanței votului și a responsabilității pentru acesta. Am pus în pagina anterior, dar ca orice persoană, momente de acest gen te fac să reflectezi și poate să revii la ceea ce ai gândit anterior și să înțelegi că subiectul este și mai profund decât l-ai văzut tu la o anumită etapă. Eu aș începe, stimată și distinsă audiență, prin a spune că democrația alegerilor, la distanța de 30 de ani, se revendică din totalitatea proceselor democratice din Republica Moldova. Și pornind de la această idee de la care nu putem abdica, aș spune următoarele. După linia de start de acum 30 de ani, parcurgem pista spre care am aspirat, o societate a puterii pentru noi toți, fiindcă aceasta este esența democrației și nu a puterii peste noi, dacă facem referință la sistemele anterioare, un parcurs pe care noi ni-l adjudecăm și trebuie să recunoaștem, l-am făcut în mod diferit, în ritm diferit ca cetățeni și cetățene antrenați în acest exercițiu. De ce? E firesc? Așa să se întâmple? Vedem din istoria democrațiilor solide, care stau bine pe picioare, ce s-a întâmplat, dar să rămânem ancorați pe realitățile noastre. E firesc? Consider eu ca și alții, deoarece adidașii libertăților și drepturilor obținute au nevoie de un pavaj adecvat, bine legat în structura sa de rezistență, prin obligațiunile și responsabilitățile pe care se fundamentează democrația. Atunci când libertățile și
drepturile nu merg mână în mână cu obligațiunile și responsabilitățile, desigur că apar denivelări în pavajul democrației și această tranziție continuă pe care trebuie să o analizăm la rece. Democrația este complicată. Iată de ce este complicată la noi și nu-mi propun și nu ne propunem astăzi să discutăm și să dezvoltăm acest subiect. Și nici să idealizăm lucrurile. Exact, exact, doamna Gherasim. De aceea am ținut să fac referință la această afirmație a expertei în educație civică pe care noi, grupul de autoare a studiului, am citit-o și am parcurs toate materialele Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale în demersul nostru exhaustiv asupra acestui subiect, fiindcă, luând în calcul acest aspect, firește, ajungem la întrebarea pertinentă. Cum îi pregătim pe viitorii alegători și alegătoare pentru un angajament față de democrație, per ansamblu și democrația alegerilor în speță. Cum? Profesoara din mine și persoana care a cochetat un pic cu sportul, ați văzut-o anterior, așa? Nu în zadar, probabil că am făcut această asociere, va spune, asemenea altor voci care deja s-au exprimat pe diferite subiecte, printr-o educație continuă, prin revizuirea a ceea ce am făcut ieri și a fost bun și s-ar putea să nu mai rezoneze cu realitățile de astăzi. Și tinerii noștri, vă asigur, așteaptă această digitalizare. Eu am ascultat foarte atent. De ce? Fiindcă deja, Doina, m-am gândit că structura inițială a ceea ce vrem să facem noi, eu personal am să o revizuiesc și asta se întâmplă atunci când voci cu experți, cu profesioniste, cu profesioniști se adună într-un efort comun să facă astăzi mai bine și în beneficiul fiecărui individ și a tuturor împreună. Educația aceasta continuă, sigur că trebuie să se focuseze pe exercițiu democratic, în care valoarea individului și implicarea acestuia în decizii este esența demersului educației și culturii democratice. Dar mai întâi să recunoaștem și să fim de acord. Acest exercițiu trebuie să-l susținem noi, cadrele didactice, și toți cei care contribuim la formarea individului, inclusiv și Pașa Parfene. Și când zic toți pedagogii, pedagogi pe domeniul său, de unde venim cu mesaje, de unde venim cu experiență și de unde venim și cu soluții, ca să nu fie înțeleasă că numai cadrele didactice, deși în momentul în care tu pe mine mă înveți și îmi ceri să fiu o cetățeană activă, eu desigur că ce fac? Te urmăresc pe tine, profesoara mea, interpretul meu preferat, funcționarul public, dacă tu, la rândul tău, ești modelul care mă inspiri și mă motivezi o dată în plus. În acest sens, desigur că rămânem la cel anterior. Aș adăuga deja la ceea ce ați văzut aici proiectat, că democrația, Doina zicea, poate fi învățată, sau cum ai spus tu. Eu zic, democrația se învață. Cum? Prin participare, în primul rând, la tot ce înseamnă decizii de familii, după care decizii în școală și probabil că e timpul să înțelegem și noi, și părinții mei, de exemplu, și buneii mei, am să merg pe propriul exemplu, că cel care exprimă o nevoie, de regulă, e bine să fie ascultat
Și fiți siguri că de obicei copilul, dacă rămânem la ei, sau tânărul sau adolescentul, atunci când vede că este ascultat și exprimă nevoia și așteptarea lui și alegerea lui, el de regulă știe și soluția. Și invocarea faptului că noi știm mai bine ce e bine pentru tine, fie că e părinte, fie că e profesor, fie că e politician sau politiciană, vine în disonanță cu democrația, cu implicarea, cu participarea și cu asumarea rezultatelor bune sau rele deopotrivă. Respectiv, provocările noi le listăm în studiu. Este o analiză pe o problemă și mulțumesc domnul Cimil, când am avut o primă discuție cu domnia voastră încă cu un an și vorbeam despre educația electorală, după care și cu doamna Gherasim, chiar dacă efortul CIGDE este deja evident, este unul plenar, chiar dacă curicula noastră acoperă subiecte, totuși, uitați-vă ce provocări rămân dincolo de cele, că noi totuși mimăm democrația în familie, noi mimăm în școală implicarea elevilor și elevilor, autoguvernanța școlară încă nu stă bine pe picioare, fiindcă copiii și elevii nu sunt implicați peste tot, atenție, doar insular, în procese, în decizii, respectiv, de asta, ulterior, votul, ca șansă de a spune ce crezi, ce aștepți și cum te poți implica și tu la alegeri, ajunge să fie privit cu scepticism. Dacă până la el tu ai fost ignorat sau tu nu ai fost motivat să participi și să fii activ și implicat. Ori cifra trebuie să ne dea de gândit, 31,7% din totalul populației cu dreptul la vot la noi sunt tinerii și tinerele, de aceea educația electorală, sigur că prin cursul pe care îl propunem noi și va fi poate mai mult circumscris deja pentru cei care mâine, peste jumătate de an, peste un an, vor merge să facă această alegere politică după multiple exerciții în școală și în alte contexte, noi nu în zadar l-am intitulat ca atribut de bază al cetățeniei și următorul slide, vă rog, aici aș vrea să se înțeleagă că trebuie să continuăm tot demersul, că educația, vedeți că presupune și educație formală. Noi asta deocamdată vrem să o consolidăm pe moment, fiindcă cea informală și non-formală asigurată și de CIGDE și de alte ONG-uri este bună. Mai mult ca atât, dacă mergem la următorul slide, o să înțelegeți odată în plus că alfabetizarea electorală, vreau să vă spun că este un termen introdus recent în științele educației de către o cercetătoare din Federația Rusă, Ruseva, ca și alfabetizarea media, ele merg mână în mână și aș vrea să reținem că cetățeanul și cetățeana activă este atunci când, într-adevăr, are în comportamentul, în atitudinea și în alegerea sa, nu doar cunoștințe, vedeți, ele sunt pe mijloc, componentele cognitive informaționale, se pornește de la componenta motivațional-valorică, înțelegerea faptului că mie îmi pasă și mă implic, respectiv îmi adjudec și rezultatul, după care componenta operațional-comportamentală este cetățenia activă și respectiv disponibilitatea și pregătirea elevului sau elevii pentru implementare calificată a drepturilor și libertăților electorale. În altă ordine de idei, noi propunem acest curs opțional de, mai departe, vă rog, acest curs opțional de educație electorală pentru treapta de gimnaziu și liceu, clasa 8,
clasa 8-a sau 9-a, fiindcă foarte mulți elevi și elevi cunoaștem că după învățământ obligatoriu pleacă spre școli profesionale și colegii, așa, să-i prindem pe ei cu această șansă de înțelegere a importanței vocii și implicării tale, fie în clasa 10 și a 11-a la treapta de liceu. De ce? Contextul actual și analiza foarte profundă pe care au făcut-o alte două autoare, Natalia Griu și profesoara Natalia Țurcanu, a arătat exact, și noi nu lăsăm loc de interpretări, că prin educația moral-spirituală, civică, educația pentru societate, care ne injectează foarte multe informații, atitudini și convingeri, cu toate acestea există o discontinuitate. Mai mult ca atât, atunci când nu împuternicim tinerii, ceea ce vorbeam mai devreme, și tinerile, de la o vârstă fragedă, așa încât ei să facă diferența exactă din ce înseamnă joc, amuzament și reguli clare pe care trebuie să le respecti. Oportunitatea prin acest curs opțional este de a forma și a consolida, poate mai corect ar fi, a consolida convingeri și atitudini civice conștiente în raport cu multitudinea rolurilor sociale. Și, de fapt, asta avem în vedere, rolurile în care noi, în diferite situații, suntem puși să învățăm, să decidem împreună cu celălalt sau cealaltă, fie în mediul privat, fie în mediul profesional, fie în mediul politic. Respectiv, abilitarea educabililor ca cetățeni și cetățene să participe mai eficient la toate procesele electorale și politice a țării. Și pe final aș mai adăuga mai departe competența electorală trebuie să meargă într-adevăr într-o armonie cu competența digitală și alte tipuri de competențe. Nu o să facem acum aici, mă rog că e nevoie de un alt auditoriu. Noi azi abia începem discuțiile. Exact această discuție, doar rezumând și concluzionând, această competență electorală se revendică din setul de 20 de competențe, a ceea ce înseamnă civism, societate democratică, și se produce această participare, această implicare, această conștientizare și responsabilitate prin simbioza dintre cunoștință, înțelegere critică referitoare la politică și legislație și spirit civic. Eu vă mulțumesc, iar desenul pe final, sigur că este unul din eforturile pe care noi ne le propunem prin acest curs, dar sunt sigură că anii și pista pe care, cu ce am început, pe care ne-am propus să o parcurgem în consolidarea și construcția acestei societăți democratice, depinde de noi cum o întreținem și cât de repede ajungem la finalul și finalitățile pe care ni le propunem. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna Handrabura, doamna Bordeianu și celelalte două autoare care au muncit foarte mult la acest studiu și pe care vă vom prezenta cu drag în timpul apropiat. Așa cum am spus, fiți alături de noi și veți avea chiar posibilitatea să răsfoiți studiul privind educația electorală și să așteptăm și opiniile dumneavoastră. În continuare, vorbim despre dezvoltarea democrației alegerilor prin parteneriate durabile, pentru că democrația se dezvoltă și datorită parteneriatelor durabile. Așadar, să vedem în continuare mesajele lui Scott Hochlander, șeful misiunii USAID Moldova, și Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD Moldova. On behalf of USAID Moldova and with UNDP, I am glad to join you by video today for the celebration of International Day of Democracy.
I recognize the many Moldovans who have worked to ensure inclusive and transparent elections in the process of creating a more democratic state over the last 30 years. In regard to democracy, a fundamental aspect of USAID's work is to support free and fair elections where all candidates compete on a level playing field, citizens make informed decisions, and the expression of their will in their results is respected. These are the bedrock principles of creating a government for and by the people. Within the Enhancing Democracy in Moldova through Inclusive and Transparent Elections, EDMITE project, USAID supports efforts to strengthen both the systems and procedures underlying election administration and promote civic and voter education. Education efforts enhance each citizen's understanding of their rights and responsibilities to engage in this most fundamental of democratic acts. Over the past 3 years, USAID has provided support to the Central Electoral Commission and developed IT systems to upgrade the process of holding elections, including measures to reduce the human error within the electoral process. USAID has also directly reached 1.8 million citizens in all areas of Moldova and many abroad with Democracy Matters and Everyone's Vote Matters civic education campaigns and activities. Franklin D. Roosevelt, an American president, said, "Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education. When ordinary citizens educate themselves to participate in open, free, and fair elections, we begin to see the extraordinary possibilities of what democracy has to offer. This year, we celebrate not only 30 years of Moldova's independence, but an election of the parliament that was well administered and competitive with respect for fundamental freedoms. USAID will continue to support free and fair elections, and we look forward to partnering with the newly elected Moldovan government to strengthen democracy, continue to educate the people, and bring about extraordinary possibilities for the country." I am delighted to celebrate together with you today the International Day of Democracy, an opportunity to underpin democracy as a human right as captured in Article 21.3 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that the will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be done by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. This year, the Democracy Day in the Republic of Moldova is even more charged with meaning as the country celebrates 30 years of independence and continuous democratic development. During those 30 years of independence, Moldova has faced various challenges that are common to many growing democracies, but it has also achieved a number of successes, one of which is having a resilient and efficient electoral infrastructure that enables the country to organize and deliver free and fair elections. UNDP, through this project of enhancing democracy in Moldova through inclusive and transparent elections, through the strong partnerships with USAID, the solid engagement of the Central Electoral Commission and the Center for Continuous Electoral Training, has been accompanying the country and supporting the achievement of this milestone. As part of this project, UNDP has provided technical support for the conduction of electoral education campaigns, the development of the state automated information system elections, the engagement of the diaspora through digital tools, among other achievements, to enhance the electoral development and ensure the setup of a resilient and democratic electoral system in Moldova. Our recent comparative gender analysis shows remarkable results in the participation of women in the elections of electoral processes of Moldova and highlights the results obtained after many years of dedicated efforts oriented to enhance electoral participation and democracy in Moldova. In this context, it's worth mentioning that the exceptional achievements in gender representation through the election of a woman president of the country and the appointment of a woman in the position of a prime minister. UNDP remains committed
to continue supporting democratic processes in the Republic of Moldova through the involvement and participation of citizens and the diaspora in the governance processes, including through raising awareness on the importance of responsible and conscious voting. Our most valuable resources in further contributing to the democratic development of the country are our partners and the beneficiaries, as well as the developed knowledge and the strategic project experience. May the democracy keep thriving in Moldova for a better and prosperous future for its citizens. Mulțumim partenerilor de dezvoltare pentru aceste mesaje și în continuare vom discuta despre votul egal. Or, democrația înseamnă și egalitate în participare pentru toți. De asemenea, se întâmplă și în alegeri. De aceea am invitat-o astăzi pe Victoria Boțan, specialistă în relații publice de la Asociația Motivație, să ne vorbească despre vot egal pentru toți, acces egal pentru toți în secțiile de votare. Bună ziua tuturor! Vreau să încep cu cuvintele lui Simon Brisden, care spunea: nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează bariere și dificultăți pentru persoane cu diferite necesități. De ce spun toate acestea? Pentru că accesul la vot pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, este un drept fundamental. Iar accesibilitatea nu înseamnă doar o rampă, cum foarte multă lume crede. Ea întrunește un set de măsuri care permit persoanelor cu mobilitate redusă să beneficieze de condiții egale de acces la infrastructură, acces la informație, mă refer aici la materiale în braille, traducerea mimico-gestuală a spoturilor video, despre acces la transport public adaptat, servicii de sănătate și reabilitare, acces la studii, la muncă și așa mai departe. De lipsa accesibilității este afectat un grup foarte mare de persoane. Și vorbim aici nu doar despre părinți care au copii mici în cărucior, da? Despre femeile gravide, persoanele în etate. Este foarte important să nu uităm că o categorie importantă de electorat îl constituie cei peste 180.000 de persoane cu dizabilități. Deci trebuie să-l valorificăm din plin. Sunt diverse obstacole care limitează accesul la vot al persoanelor cu mobilitate redusă. Și mă refer aici, vedeți lista acestor obstacole, mă refer doar nu doar obstacolele care apar atunci când persoana intră sau vrea să acceseze secția de vot, dar și alte bariere care apar atunci când până la instituție. Vorbim despre lipsa accesului la transport, lipsa transportului accesibil, borduri care nu sunt coborâte de multe ori la trecerile de pietoni, lipsa parcărilor special amenajate pentru persoane cu mobilitate redusă. Și dacă vorbim, de exemplu, și de paginile web ale concurenților electorali, din păcate, majoritatea din ele nu au acele butoane de schimbare a contrastului pentru persoane cu dizabilități de vedere, de ajustarea culorilor, de mărire sau micșorare a textului. Persoanele care folosesc un cititor de ecran pot accesa foarte ușor, de exemplu, textul scris, doar nu pot accesa, de exemplu, documentele în PDF. Sau pozele de multe ori nu au acea legendă care ar descrie ce este în imagine, respectiv persoanele din acest grup, pentru dânsile, accesul este limitat. S-a vorbit și astăzi despre practica și altor state, da, vorbim și despre votul prin corespondență sau votul electronic. Da, aceste instrumente ar ușura mult mai mult participarea persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă, dar, spre regret, nu ar soluționa problema accesului la infrastructură în Moldova. Aici vedeți câteva imagini, atât noi cu colegii am testat mai multe secții de votare și a fost o experiență foarte faină. Vedeți aici unde sunt eu în imaginea din stânga, avem niște șine, eu la tema șinelor încă o să mă întorc. Vă rog următorul slide. De obicei, unde sunt amplasate aceste secții de votare? Da? În grădinițe, în școli, în primării, case de cultură, biblioteci, spitale și așa mai departe.
Dacă una din aceste instituții este la un moment dat închisă pentru o reparație sau din alte motive nu funcționează, este foarte important ca autoritățile ca alternativă să propună o altă instituție, dar cel mai important ca aceasta să fie accesibilă pentru toți. Aici vedeți comparația, da? Între 2001 și 2021. Dacă în 2001 noi am văzut și erau peste tot acele, din păcate, așa numitele rampe, dar acele șine care noi am văzut și în imaginele anterioare nu corespund niciunuia dintre standard, și atunci cadrul legal încă cumva nu era un cadru legal funcțional. Acum, în 2021, atunci, acum când avem acest cadru, din păcate, cred că fiecare dintre noi are ocazia să vadă aceste șine metalice care nu pot fi numite rampe de acces pentru toți, pentru că nu corespund niciunuia dintre standard. Asta este cumva spre regret și fiecare dintre noi cred că a văzut acele pante abrupte la magazini, la farmacie, fiecare dintre noi care a fost părinte la un moment dat și a avut copii mici, cred că a simțit această provocare. Și vreau să spun că pe parcursul anilor statul a întreprins diferite măsuri menite să sporească participarea electorală a persoanelor cu mobilitate redusă. Cum am menționat, deja avem cadrul legal, da? Cadrul legislativ ajustat. Comisia Electorală Centrală a desfășurat diverse instruiri, traininguri pentru a asigura dreptul la vot, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. La ultimele alegeri, persoanele cu dizabilități au putut beneficia și de lupa 3X, plic ultrafaret, votul asistat și, desigur, că urna mobilă. În urma evaluărilor, maratoanelor de accesibilitate, auditelor pietonale și a simulărilor, noi am venit ca organizație cu o serie de recomandări, schițe de proiect, dar, din păcate, după cum vedeți și în aceste imagini, diferența între 2014 și 2021, la capitolul secții de votare evaluate, adică nu s-a schimbat din perspectiva accesibilității foarte mult. Respectiv, încă avem foarte mult de muncit și aici. În opinia mea, totuși, ideea creării condițiilor de accesibilitate pentru toți este una generatoare de venit. Și dacă condițiile de accesibilitate pentru toți ar fi respectate din start, și anume mă refer la faza incipientă a proiectării, atunci costurile de creare, amenajarea accesibilității ar consta în jur de 2%, cred că, din totalul investiției. Dacă condițiile au fost omise de accesibilitate și adaptările au fost deja făcute după ce clădirea a fost dată în exploatare, cu siguranță că aceste costuri sunt foarte mari. Pot ajunge și la 20% din totalul bugetului. Respectiv, din start este mai bine să fie făcut pentru toți accesibilitatea. Vreau să aduc aici câteva date, dacă să ne referim la principalele concluzii ale studiului Acces egal pentru toți în secțiile de votare realizate de Alianța Infonet împreună cu partenerii și noi motivația ne-am implicat în acest studiu cu evaluarea secțiilor de votare. Deci doar 6 din numărul total al secțiilor de votare evaluate sunt accesibile. Ceea ce înseamnă cu mai puțin de 1% din cele 612 secții de votare evaluate în acest studiu sunt complet accesibile. Și din păcate, știți cum, și colegii mei, noi deseori am avut contact cu autoritățile și din păcate vin des cu scuze că nu sunt resurse financiare suficiente pentru a asigura condiții de accesibilitate. Însă banii se alocă cumva pentru chestii considerate mai importante. Și este foarte important să se atragă atenția asupra respectării standardelor în vigoare în domeniul accesibilității. Și persoanele care nu vor să cumva să se respecte această lege, fie că să fie instituțiile penalizate, iar clădirea să nu fie dată în exploatare până când problema accesibilității nu va fi rezolvată. Vă rog următorul slide. Iată așa, vedeți aici un model cum arată o secție de votare accesibilă. Vă rog următorul.
Vreau să spun că în acest an, noi Motivația am lansat un nou proiect prin care am capacitat persoane cu diferite tipuri de dizabilități din raioanele Șoldănești și Leova pentru ca ei să devină mesageri locali în promovarea accesului egal pentru toți la secții de votare. Și în cadrul acestui proiect, noi am organizat o activitate de sensibilizare la Șoldănești și Leova, în care cumva am folosit echipamentul asistiv al persoanelor cu dizabilități, mă refer la cadrul de mers, bastonul, ochelari speciali, scaunul rulant, prin care autoritățile cumva au testat sau au mers până la secție de votare și au văzut, cumva s-au simțit în pielea acestor persoane pentru a-i sensibiliza. Și foarte mulți, vreau să spun că la eveniment foarte multă lume a fost sensibilizată și a spus că, wow, nici nu m-am gândit cu câte provocări, într-adevăr, se confruntă persoanele din acest grup. Următorul slide, vă rog. Aici este un exemplu de broșură. În cadrul acelui proiect noi am realizat, pentru că am înțeles că este foarte puțin încă informația adaptată în format ușor de citit și ușor de înțeles, noi am realizat un material informativ pentru persoane cu dizabilități, în care am explicat foarte simplu ce înseamnă, de exemplu, lupa 3X, plic ultrafaret și care sunt pașii, cum ei ar trebui sau ce trebuie să facă ajungând la secția de vot. Ca mesaj final vreau să spun că este foarte important ca apeleurile să țină cont de necesitățile persoanelor cu mobilitate redusă. Adică atunci când se planifică bugetul local, trebuie să se aloce resurse financiare pentru accesibilizarea spațiilor, pentru că aceste spații se folosesc nu doar în ziua alegerilor, dar și în viața de zi cu zi. Respectiv, dacă nu ai acces în aceste instituții, se încalcă dreptul în fiecare zi. Și cred că un rol foarte important este constituie în participarea propriu-zis activă al persoanelor cu dizabilități. Mă refer nu doar la implicarea la vot, dar de ce nu și implicarea lor în funcții publice la nivel decizional. Și asta cumva ar schimba foarte mult percepția societății față de aceste persoane și ar schimba cumva cu timpul această paradigmă, da, de persoane cumva care sunt tratate mai mult din perspectiva socială sau abordarea este mai mult bazată pe milă, ca să trecem de la paradigma asta la una participativă, ca fiecare persoană să aibă ocazia liber să participe la alegeri. Și este îmbucurător că la alegerile parlamentare anticipate, pe listele electorale de partid, noi de fapt găsim numele unor persoane cu dizabilități. Și cred că este un pas important și este un progres nu doar pentru persoane cu mobilitate redusă, dar și pentru noi toți ca societate și cetățeni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și rog regia să includă acel filmuleț despre activitatea din Șoldănești. Din Leova, Victoria. Leova, da. Da. Mersi frumos. La prima vedere ar părea o simulare amuzantă, dar de fapt este o experiență inedită bazată pe tragedia unor oameni reali și, în deosebi, în calitate de ales local, mă simt responsabil dublu. Vedem carențe, nu întotdeauna cu rea voință, pretutindeni, în instituții publice, acum în preajma campaniei electorale vedem în secțiile de votare, pe trotuare, căi publice. Chiar și dacă sunt rampe de acces în instituții publice în special, nu sunt respectate standardele, nu este respectat unghiul. Pe trotuarele publice, pe părțile pietonale, deseori este destul de înaltă acea bordură. S-ar părea că ar fi ceva costisitor, dar de multe ori aceste lucruri, atât în procesul de construcție, pot fi adaptate fără a genera costuri suplimentare. Și vom fi mai precauți în viitor, în efectuarea lucrărilor publice, ca aceste măsuri să fie respectate. Mulțumesc, Victoria, și pe această cale mulțumim primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean, care a avut răbdarea de a participa la această activitate, un exercițiu user safari prin care Asociația Motivație își propune să arate că și o bordură de 2 cm, de 3 cm poate fi o problemă pentru persoanele cu dizabilități și accesul acestora către instituțiile publice. Mergem mai departe și vă întreb retoric, cine a auzit despre educație electorală prin divertisment?
Sunt sigură că vă sună destul de interesant și cu mai multe detalii vine în continuare Pașa Parfeni, președintele Asociației Lăutar, cel care în această vară a organizat 7 concerte dă-i la vot. Să vedem care sunt rezultatele acestor activități organizate și cum crede Pașa Parfeni că se poate de făcut educația electorală prin divertisment. Bună ziua, stimată audiență! Mă numesc Pașa Parfeni și sunt interpret. În primul rând, tare mă bucur să fiu parte a acestui eveniment și sunt interpret, compozitor, dar și activist civic și președintele Asociației Obștești Lăudar, care, iată, a organizat un proiect cu denumirea De la Vot, care, de fapt, acest proiect a fost conceput atunci când societatea a manifestat o cerere sporită de dreptate, dar la putere se aflau oligarhii care au subminat majoritatea instituțiilor statului. Anume, atunci, 3 ani în urmă, proiectul nostru proaspăt născut și susținut de European Endowment for Democracy și-a lansat. Și această idee și denumirea De la Vot a fost îmbrățișat de societate. De atunci, proiectul De la Vot a trecut prin anumite metamorfoze și în 2021, cu suportul PNUD Moldova, a revenit cu 7 evenimente în 7 localități și inclusiv și 7 exerciții de simulare a votării. La elaborarea proiectului și la stabilirea publicului țintă, nu conta vârsta, apartenența etnică, condiția socială a participanților, ceea ce coincide cu valorile PNUD. Următorul slide. Aici aș vrea să ating niște cifre și niște statistici făcute de Civis. Acest studiu a fost realizat în baza unui sondaj reprezentativ pentru grupul țintă, acoperind toate cele 7 orașe în care au fost organizate concerte. Grupul țintă l-au reprezentat participanții la eveniment. În total au fost chestionați la telefon 346 respondenți din 918 participanți înregistrați. Datele au fost colectate deodată după lege, în perioada de 16-27 iulie 2021. Deci, respectiv 96% au apreciat foarte înalt modul în care a fost organizat evenimentul. Scorul mediu acordat pe o scală de 10 puncte a fost de 9,4 puncte. Și respectiv 95% au împărtășit impresiile despre concert cu alte persoane, în special cu membrii familiei, 89% și prietenii, 86%, dar fiecare al treilea participant a discutat și cu rudele de peste hotare. Aceste cifre sunt bucurătoare. Aș vrea să următorul slide și aș vrea să vă povestesc de fapt ce am făcut noi și ce înseamnă această educație prin divertisment. Noi am plecat metoda educație prin divertisment și am creat o structură dinamică cu informații ușor de asimilat. Astfel, evenimentele noastre constau din câteva componente, partea artistică, concertul Pașa Parfeni și sketch-ul Comedy Zebra Show cu situații din viață, dar și speech-uri educaționale și inspiraționale din partea colegilor și experților din domeniul electoral, Igor Boțan și Valentina Ursu, care au fost pe parcursul la tot proiectul lângă noi, și respectiv 97% le-a apreciat cel mai mult partea artistică a evenimentului și 86% au apreciat foarte mult partea practică a evenimentului, exercițiul de votare, simularea zilei alegerilor. Aș vrea să vă povestesc cum a fost asta. Deci pe lângă un eveniment și educația electorală propriu-zisă, a avut loc și simularea de alegeri, care a avut loc după fiecare eveniment. Deci toți participanți au fost invitați la urne de vot și cu o ștampilă reală și chiar și cu candidați semireali care au prezentat și platforme reale, deci a fost eu și colegii mei de la Comedy Zebra Show, inclusiv și cu platforma lor,
noi am spus și deci toți participanții au avut posibilitatea asta de a exercita opțiunea lor de votare. Informația reprezentată de experți electorali, următorul slide. Deci 94% a reținut direct sau indirect mesajul principal al evenimentului, cel de mobilizare a alegerilor și exercitarea dreptului de vot, în general și în special alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Și 84% au spus că informația prezentată de invitații speciale Igor Botsan și Valentina Ursu a fost foarte și destul de clară. Aș vrea să mai adaug că această informație era interesantă și clară, nu doar pentru spectatori, dar și pentru toată echipa. Și noi am apreciat asta. Următorul slide. Deci aici avem niște cifre. 39% afirmă că evenimentul l-a motivat în foarte mare sau în mare măsură să participe la alegeri. În mod special pe adolescenți, 79%. Aici aș vrea să adaug că eu personal cunosc foarte multă lume, 25-30 de ani, care încă n-au reușit, n-au vrut sau n-au putut să meargă la alegeri. Dar iată, spectatorii noștri au reușit să facă asta, chiar și dacă asta a fost doar simularea alegerilor. Dar cu siguranță acești adolescenți care poate 79, încă nu au 18 ani, nu au dreptul la vot. Da, adică ei chiar și dacă nu au dreptul la vot, dar cu siguranță au insistat mai mult pe 11 iulie împreună cu părinții să mai meargă odată la acest exercițiu. Și cu siguranță nu când o să împlinească 18 ani ai lor, nu vor ezita atât de mult, pentru că deja au trecut prin această experiență într-o atmosferă prietenoasă și deja o să se simte cu mult mai ok cu... Și, da, deja s-au familiarizat cu acest proces. De fapt, astfel, acest exercițiu noi și putem numi... Noi și putem numi educația civică și practic în plinul sensul al cuvântului. Gheața a fost spartă pentru acești tineri și inclusiv pentru bățelul ăsta frumos. Dar o cifră foarte îmbucurătoare de 95% de participanți cu drept de vot au participat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, respectiv... Dacă să relatăm aceste cifre la cifra de 3600 de participanți care au vizitat evenimentele noastre, putem să spunem că jumătate de deputat, dacă putem să spunem, a fost votat de spectatorii care au vizitat evenimentele noastre. Proiectul de la vot s-a bucurat de succes, deoarece a fost susținut nu doar pentru realizarea acestor 7 concerte, dar și de National Endowment for Democracy pentru alte 15 concerte organizate tot în preajma alegerilor în iunie 2021. Respectiv, numărul beneficiarilor a fost unul și mai mare. În concluzie, pot afirma că metoda educației prin divertisment funcționează și aduce rezultate îmbucurătoare. Atât eu, cât și echipa mea, cu mare drag, ne vom implica în astfel de proiecte. Și eu, inclusiv dragi parteneri de dezvoltare, eu ca cetățean Republicii Moldova, vă mulțumesc că sunteți alături în acest exercițiu care este foarte important pentru noi ca pentru un stat. Vă mulțumesc pentru atenție și în final aș vrea să vă rog să urmăriți un fragment video cum a fost la evenimentele noastre. Trebuie toți împreună să mergem
la urnele de vot și să ne exercităm votul. În aplauzele voastre, Pașa Parfeni! Deci nu e de Julia Uli? E n-ați poți vină. Foarte frumos, bravo! Eu vă recomand să mă alegeți pe mine, dar deja voi decideți. Mesaj ca să îndemnăm lumea să iasă la vot, nu îndemnăm pentru cine să voteze, îndemnăm doar lumea să vină la secție de votare și să-și exercite dreptul de cetățean. Mulți spun că prin umor mai bine se transmite mesajul și cred că campania are succes. Reacția este foarte, foarte faină. Noi nici nu ne-am așteptat la așa public numeros. Ce facem pe 11 iulie? Dăm la... Să-i dăm la vot, tare de tot, tare de tot! Așa a fost înainte de alegerile parlamentare anticipate. Pașa Parfeni și echipa Camedei Zebra Show au participat la un adevărat maraton de informare și de motivare electorală. Pe această cale vreau să le mulțumesc și pentru implicarea pe care au avut-o la fiecare concert și dedicația cu care au organizat și au evoluat pe scenă de fiecare dată, chiar și în condiții de pandemie. Democrația în alegeri înseamnă și provocări, nu trebuie să ne ascundem, trebuie să discutăm despre aceste lucruri, iar aceste provocări în ultima vreme vin și din mediul digital, astfel că în continuare vă invităm să aflăm cum influențează fenomenele digitale campaniile electorale din Moldova. Despre aceasta va vorbi Natalia Vozian, expertă în educație electorală și digitală, PNUD Moldova. Natalia este în direct cu noi de la București și îi spunem bine te-am găsit! Anțiși participanți la acest eveniment, să le mulțumesc vorbitoarelor și vorbitorilor pentru abordarea unor tematici extraordinar de importante și utile pentru exercitarea dreptului de vot. Cu permisiunea dumneavoastră, eu o să încep să abordez tematica aspectului digital. Sper că toată lumea poate să vadă slide-urile pe care le-am pregătit. Da, este bine. Este bine, Nate, mulțumim. Confirmare. Deci, în următoarele minute, eu o să încerc să prezint un răspuns comprehensiv la întrebarea cum influențează fenomenele digitale campaniile electorale din Republica Moldova și cum, de fapt, în speță, în ultimii ani, aceste fenomene au devenit mult mai vizibile și mult mai vizibile și cu un impact mult mai mare și asupra strategiilor electorale, dar și asupra activităților votanților și a partidelor sau candidaților. Da? Analiza ultimelor scrutini electorale din Republica Moldova, și aici mă refer la 2016-2021, a scos în evidență câteva aspecte foarte importante, dar una din principalele concluzii care a fost remarcată este că aspectul digital sau contextul digital și de social media devine din ce în ce mai critic și mai determinant pe câteva paliere, și anume desfășurarea campaniilor electorale, dezvoltarea și implementarea strategiilor și politicilor realizate de către candidați și de către partide și, nu în ultimul rând, cum alegătorii interacționează, consumă știri și cum iau decizii. Un lucru este cert și acest fapt este confirmat și de experții și practicienii internaționali, este că viitorul electoral va fi mult mai digital și mult mai complex. Și atunci, cred că este un moment foarte oportun să
facem un exercițiu de reflecție și să începem să ne pregătim pentru următoarele trei scrutine pe care le avem la orizont. Și aici mă refer la alegerile locale din 2023, la cele prezidențiale din 2024 și, nu în ultimul rând, la cele parlamentare din 2025. Și aici trebuie să începem să ne pregătim atât din punct de vedere a capacității, cât și a comportamentului, dar și aspectul juridic sau amendamentelor legale pentru a desfășura alegeri libere, democratice, pluraliste, într-o lume care va fi foarte puternic digitalizată și dominată de social media și de online. Vreau să scot în evidență că aspectul digital are și componentă pozitivă, dar și negativă, și atunci trebuie să încercăm să găsim soluții pentru a valorifica dividendele pozitive, dar în același timp de a preveni anumite fenomene negative despre care o să vorbesc mai pe larg în următoarele slide-uri. Dacă e să avem o retrospectivă a ultimelor patru evenimente electorale, aș vrea să scot în evidență că 2016 a fost marcat de începutul sau de o prezență masivă pe două platforme de social media destul de predominante în Republica Moldova și mă refer la Facebook și Odnoklassniki. Iar la acel moment candidații au încercat să vină cu strategii diverse în funcție de retorica electorală pe care au avut-o. Dacă mă întrebați pe mine, acesta a fost un start destul de puternic și vizibil și pentru fenomene negative digitale, cum este trolling-ul, bula informațională și fake news-ul. 2019 deja a fost marcat prin descreșterea popularității Odnoklassniki și migrarea puternică spre Facebook, care a devenit platforma numărul 1 în Republica Moldova conform numărului de utilizatori, dar și conform interacțiunilor pe această platformă. Totodată vedem că cetățenii încep să se informeze tot mai des din surse online, iar platforma devine una din principalele surse de informare și de știri. 2020 a venit și cu context pandemic, ceea ce a accelerat și a dat cumva undă verde candidaților electorali să utilizeze mult mai puternic instrumentele digitale. Am observat odată că bugetele pentru publicitatea Facebook au crescut, interacțiunea pe rețele de socializare devine vitală pentru concurenții electorali. Eco-chambering-ul sau bula informațională devine din ce în ce mai vizibilă datorită grupurilor care devin tot mai puternice pe platformă, dar și a paginilor dedicate. 2021, deja în 2021 vedem acest fenomen destul de bine coagulat sau destul de prezent pe toate palierele și vedem niște schimbări destul de majore și în strategiile concurenților electorali. Vedem un accent mult mai mare pe media online, în timp ce metodele clasice, cum sunt și billboard-urile, da, care înainte erau foarte prezente în campaniile electorale, au devenit o prezență mult mai mică și cu alocarea de buget mult mai modestă. Da, lupta electorală s-a dus foarte mult pe online, iar mobilizarea alegătorilor a fost una impresionantă și cred că și colegul nostru a menționat acest la începutul evenimentului. În decursul acestor 6 ani pe care noi i-am analizat destul de atent, noi am observat câteva schimbări destul de interesante care vor trebui luate iarăși în context de recomandări, concluzii și acțiuni pentru următoarele alegeri. În primul rând, trebuie să scoatem în evidență modul cum cetățenii Republicii Moldova consumă și utilizează platformele de online și de social media. Și un studiu elaborat de Internews a concluzionat că fiecare al treilea consumator de știri utilizează rețelele de socializare ca principala sursă de informare. Dar în același timp trebuie să fim conștienți că, din păcate, moldovenii sunt destul de predispuși și nu fac diferențierea între știrile adevărate și cele false. Și aici aș vrea să fac conexiune și cu subiectul abordat de doamna Loreta Gandrabura. Este esențială educarea și a tinerilor și a adulților în a face diferența dintre
surse veridice și informație calitativă. Totodată, iarăși un studiu realizat de PNUD Moldova și prezentat destul de recent a scos în evidență că în ultimele campanii electorale social media a fost cea de-a treia cea mai des utilizată sursă de informație după emisiunile și spoturile TV. Vedem că iarăși social media și în viitor va avea un rol extraordinar de important atât în campaniile electorale cât și post-perioada electorală. Din păcate, spun că fenomenul bulei informaționale a fost destul de intens și vizibil, începând cu 2016 încoace, iar susținătorii candidaților au folosit și au răspândit opinii și mesaje, în special pe grupurile de Facebook, pe pagini și pe postări sponsorizate. Datorită acestor bule informaționale care au fost susținute de grupuri și de pagini dedicate, interacțiunea între diverse tabere a fost una extraordinar de limitată și cumva coagulată în jurul doar anumitor idei. Vreau un pic să vă explic care este mecanica sau cum funcționează de fapt bula informațională și care sunt componentele despre care noi trebuie să știm atunci când vorbim despre bula informațională. Da? În primul rând, fenomenul de echo chambering a luat amploare datorită mobilizării foarte masive și accelerării ritmului digital și la nivel global, dar și în Republica Moldova. Și acest fenomen are la bază două aspecte cheie. Este vorba de parțialitatea umană sau în limba engleză se merge human bias și învățarea automată, da, care este puternic utilizată și de motoarele de căutare, dar și de platformele de social media. Astfel, cine le spune că bulele informaționale sunt de fapt medii în care opinia, învățarea și convingerile politice ale utilizatorilor despre un anumit subiect se consolidează prin acțiuni repetate cu semenii sau cu sursele care au tendința și atitudini similare. Din păcate sau poate din fericire, oamenii tind să ce este similar sau compatibil cu semenii lor de idei, de opinii, de crezuri, să ignore datele care contravin cu acest sistem la care îi țin foarte mult. E parte din natura noastră umană să aprobăm, să acceptăm opinii cu care rezonăm, da? Sau cu, să acceptăm grupuri care emit aceleași valori sau aceleași idei. Dar dacă mai avem pe deasupra acestui fenomen de parțialitate umană și parte de algoritm sau de învățare automată care este extrem de mult exploatată de către rețele de socializare, aceste bule creează un mediu foarte favorabil pentru utilizatori pentru a-și reitera opiniile proprii fără a fi expuse vreodată unui conținut de contrast și contradictoriu. Și aici aș vrea să continu cu câteva efecte, după mine, destul de negative și care trebuie luate în considerație pentru următoarele scrutinuri, pentru că efectul de bulă informațională, deși este invizibil, are efecte destul de vizibile pe termen mediu și lung. În primul rând, dacă le permitem utilizatorilor să se delimiteze de alte grupuri de opinii, să filtreze conținutul, aceștia deja sunt predispuși la niște fenomene care sunt puternic ancorate în socialul Republicii Moldova și mă refer aici la polarizare și manipulare. Totodată, odată cu dezvoltarea și utilizarea mijloacelor digitale și social media, polarizarea și extremismul politic-social s-au adâncit, iar oamenii par a fi și mai dezbinați. Bula informațională și alte fenomene digitale pot afecta și libertatea, dar și corectitudinea mecanismului electoral și altera pe termen lung dezvoltarea democratică și stabilitatea multor țări. Deja există multiple exemple și în țările de vest atunci când social media a avut un impact foarte mare asupra rezultatelor anumitor scrutinuri, dar și cum au interacționat lumea în campaniile electorale. Moldova nu este o excepție și aceste fenomene vor deveni iarăși din ce în ce mai des întâlnite în următoarele campanii. Există o relație destul de puternică și clară
din punct de vedere cercetării, da, a diverselor fenomene electorale. Și aș vrea să scot în evidență că bula informațională este într-o strânsă corelare cu știrile false, dar și cu perpetuarea prejudecăților și convingerilor proprii, care duce la polarizare, la dezbinare și, nu în ultimul rând, la ură și conflict. Ultima bulă am făcut-o în speță destul de mare, pentru că ura și conflictul sunt cel mai dificil de a fi combătute pe termen lung și atunci pot crea disensiuni societale și comportamentale destul de puternice. Deci trebuie să începem să prevenim și să lucrăm cu efecte negative care țin de bula informațională și de știrile false, ca să minimizăm impactul care ar putea fi unul destul de grav pentru întreaga societate. Care sunt provocările și limitările? Deși nu putem să zicem că Republica Moldova nu are multiple surse, da, de informare, avem un pluralism, dar acest pluralism este considerat polarizat, pentru că fiecare grup sau fiecare segment accesează doar o mică porțiune limitată sau își alege noutățile, ideile care rezonează cu propriile lor valori. Și atunci acest pluralism scade din importanță și din intensitate. Mai este o problemă destul de mare, întâmpinată atât în spațiu estic, dar și în vestic, este dilema și compromisul mass media de astăzi. Da? Este vorba de calitate versus click, versus viteză și versus verificarea surselor și datelor. Am observat o tendință tot mai mare de a produce știri care nu sunt verificate sau care nu au la bază regula celor câteva surse care trebuie verificate, și atunci indirect noi contribuim iarăși la perpetuarea fake news-urilor, dar și a bulei informaționale. Și aici probabil că atât mass media, cât și activiștii din ONG-uri ar trebui să intervină sau să aibă un rol mai activ pentru a contracara astfel de efecte. Din păcate, aș răspund, dezbaterile publice în timpul campaniilor electorale au tendința de a avea un comportament sau un context foarte puternic emoțional. Sunt bruiate de fenomene precum trolling-ul, grupurile și comunitățile închise, satira, meme-urile și, în ultimul rând, discriminarea. Toate aceste fenomene duc la deminuarea efectelor democratice și a libertății cetățenilor. O întrebare destul de pertinentă și interesantă, la care eu momentan încerc să răspund și am găsit câteva piste, este dacă există ieșire din bula informațională. Da, există. Din păcate, nu este o rețetă miraculoasă, dar împreună cu toți actorii implicați putem contribui în mod direct și activ la prevenirea multiplicării bulelor, în primul rând în timpul campaniilor electorale, dar și la stoparea perpetuării acestora. În primul rând, trebuie să fim conștienți că acest fenomen există și chiar să ne întrebăm dacă noi înșine nu suntem sau nu ne aflăm, fie voit, fie nevoit, într-o bulă informațională prin setările sau prin informațiile pe care le împărtășim. Da? După care există și partea etică foarte importantă. Da? Trebuie să ne întrebăm care sunt grupurile extraordinar de predispuse de a intra în aceste bule informaționale și cum conținutul creat de anumite platforme de știri sau inclusiv partajate influențează în mod pozitiv sau negativ perpetuarea acestor. Există și partea profesională care contează enorm de mult, este reflectarea mai multor opinii, viziuni, date, uneori chiar contrastante, în materiale jurnalistice și nu doar, verificarea surselor, datelor și declarațiilor, iarăși contează enorm de mult ca să prevenim acest fenomen. Implicarea civică este un rol extraordinar de important și poate fi exercitat și de publicul larg, dar și de actorii civici și de mass media. Da? Educația mediatică cu utilizatorii digitali de toate vârstele și din toate categoriile de sociale.
încurajarea actorilor să semnalizeze și să raporteze diverse practici digitale negative, conturi false, practici de bule informaționale, polarizare și instigare la ură. Știu că deja sunt câteva bune practici pe care unele ONG-uri au început să le monitorizeze și să le disemineze în spațiu public, dar cred că aici am putea să lucrăm mult mai intens și mult mai coordonat, pentru că iarăși aceste fenomene digitale sunt aici ca să rămână și ca să se devină mult mai pregnante și mult mai complexe în viitoarele alegeri pe care Moldova le va avea. Acum aș vrea să menționez că împreună cu colegii de la PNUD Moldova lucrăm la primul studiu național privind fenomenul de bulă informațională în contextul electoral și am elaborat un chestionar pe care vă invităm și să-l completați dacă aveți 5 minute. Noi o să postăm și în chatul din Zoom. Și am apreciat foarte mult dacă ați putea să ne spuneți care sunt opiniile dumneavoastră vis-a-vis de cele întrebări pe care le-am identificat. Și noi sperăm că ne va ajuta foarte mult să avem un studiu calitativ cu argumente foarte bune pentru a veni cu un set de recomandări și concluzii către toți sectorii și instituționale și civici, dar și către utilizatorii digitali. Mulțumesc mult, Mihaela! Și noi îți mulțumim mult, Natalia Vozian, în direct de la București. Și, Natalia, pentru că suntem pe final de eveniment, noi vom face și mai bine. Vom expedia tuturor celor care au participat la evenimentul de astăzi prin Zoom, pe platforma Zoom, vom expedia link-ul printr-un e-mail și vom aștepta cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Natalia, îți mulțumesc încă o dată. Iar timpul pe care l-am planificat pentru desfășurarea evenimentului s-a dus, s-a scurs, mai mult decât am planificat noi. Am urmărit ce se întâmplă pe platforma Zoom, aici unde am avut peste 30 de invitați astăzi și nu are nimeni întrebări sau poate anumite comentarii de adăugat. De aceea vă voi ruga în continuare să accesați check.md, să accesați undp.md pentru ca să găsiți analiza de gen pentru parlamentarele 2021 și de asemenea alte materiale pe care le-am discutat astăzi și unele dintre ele vor fi lansate în curând, așa cum este și studiul pentru educație electorală. Le mulțumim enorm tuturor speakerilor prezenți astăzi la eveniment, dar și celor care s-au pregătit în prealabil pentru acest eveniment și de asemenea aducem mulțumiri Comisiei Electorale Centrale, Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, PNUD Moldova și USAID Moldova pentru organizarea acestuia. Eu vă mulțumesc pentru participarea și implicarea dumneavoastră, să aveți o zi reușită în continuare!